Universitatea Politehnică Timișoara are, începând cu data de 21 martie, o nouă echipă de conducere. Rectorul instituției, conferențiar universitar dr. inginer Florin Drăgan, ales pentru al doilea mandat, a prezentat în plenul Senatului UPT echipa de prorectori, alături de care va asigura conducerea instituției și punerea în aplicare a planului managerial validat prin votul comunității academice. Echipa alături de care își va îndeplini obiectivele asumate pentru următorii 5 ani este formată din profesor universitar dr. inginer Alina Dumitrel, prorector responsabil cu procesul de învățământ, studenți și asigurarea calității, profesor universitar dr. inginer Larisa Ivașcu, prorector responsabil de antreprenoriat și politici financiare, profesor universitar dr. inginer Liviu Marșavina, prorector responsabil cu cercetarea științifică, inovarea și transferul tehnologic, profesor universitar dr. inginer Sorin Mușuroi, prorector responsabil cu comunicarea, imaginea și relația cu mediul socioeconomic și conferențiar universitar dr. inginer Simon Pescari, prorector responsabil cu patrimoniul, investițiile și dezvoltarea sustenabilă. Ne asumăm rolul de piloni ai dezvoltării academice, depășind limitele didactice și de cercetare, îndreptându-ne atenția și către antreprenoriat, internaționalizare și sustenabilitate. Rămânem profund implicați în cultură, sport și în activitățile comunității prin intermediul proiectelor sociale. Suntem convinși că urmează 5 ani plini pentru Politehnica și pentru Timișoara, a declarat rectorul Universității Politehnica Timișoara, conferențiar universitar dr. inginer Florin Drăgan. În perioada imediat următoare vor fi organizate și concursurile pentru decani, astfel încât să fie asigurată și conducerea facultăților pentru următorii 5 ani.